Antrenorul echipei Săgeata Năvodar, Cătălina Anghel, a dat startul pregătirilor pentru meciul din etapa a 21 a Ligii 1 -a, la fotbal. Fotbaliștii Dobrogene au început săptămâna cu un antrenament dimineața pe stadionul Flacăra. Mar sunt programate două ședințe de pregătire, iar miercuri una. Joi dimineața echipa de la Malul Mării va pleca spre Timișoara cu autocarul. Distanța Năvodar-Timișoara va fi parcursă în două etape cu o escală la Craiova, unde Săgeata va efectua și un antrenament vineri dimineață. Rezultatul bun din confruntarea cu Fece Botoșani a făcut ca moralul echipei Dobrogene să fie la cote înalte. Antrenorii și jucătorii doresc să aducă puncte de pe Bega și să se îndepărteze și mai mult de zona fierbinte a clasamentului.